Așa, pentru a treia clădire m-am decis să o fac pe aceasta. Pentru că pentru aceasta consider că e mai bun unghiul ăsta, dar că unghiul ăsta mă transmite în exterior, așa că o să fac asta. Hai să o fac. În cazul de față, linia de orizont care este pe aici, pe undeva, e ceva mai sus, așa, din, să zic, totalul zonei aferente. Deși vreau ca această clădire să acopere zona asta de intrare de aici, ca atare linia de orizont, cred că o să fac, uite, fix. Aș fi zis fix pe aici, dar că fix pe acolo, să nu fie chiar la fel cu cealaltă. Cealaltă e aici. Oricum o să fie apropiată, din păcate. Deci va trebui să văd cum fac să nu pară că e aceeași perspectivă. Deci când aveți o compoziție de realizat, e bine să nu folosiți aceeași linie de orizont, să le decalați tocmai ca să fie foarte clar că sunt perspective diferite. În cazul de față nu prea am de ales, adică pot să o fac un picuț mai jos, un picuț mai sus, dar sunt niște diferențe, aș zice, neglijabile. Ca atare, aia e și o să văd cum pot să fac astfel încât să nu... Să fie clar totuși că sunt două perspective separate. Deci asta ar fi linia mea de orizont de aici și asta aici, altă, cu vreun centimetru mai sus. So, ziceam că asta e. O să încep cu linia asta de aici, că mi se pare relevant și o să o trasez. Ia, dacă o trasez pe aici, mi iese casa până pe aici, pe undeva. Și mai rămâne loc de asta, dar pe aici, pe undeva, o să trasez. Așa ceva. Asta va fugi, vreau să fugă destul de puternic, cam așa poate. Da, cam poză oricum. O să desenez ca și cum ar fi colțul ăsta, cum să zic, nerotunjit și pe urmă îl rotunjesc. Bun, hai să-mi fac linia asta de fapt. Așa. Colțul casei ca atare s-ar termina pe aici pe undeva. Și asta fuge foarte puternic în partea asta. Partea curbată vine cam la fel de mult într-o parte și în cealaltă, deci cam până pe aici. Adică la fel de mult, nu cam la fel de mult, că e arc de cerc, nu e arc de elipsă. Și se curbează cam așa. După care ea merge drept așa până pe aici ar fi. Cam asta e gabaritul ei. Ok. Hai să vedem mai departe. Pe partea stângă aici, pe aici, pe undeva s-ar termina. Ok, jos. Și ceva. Pe aici ar fi fereastra, dacă nu înșel. Hai balconul ăsta, că e important să-l desenez. E... cam o treime din înălțimea totală asta, deci pe aici ar trebui. Și
Se întoarce și el. Ia să mai fac o verticală. Sunt pași pe asta la 3, vine cam... Uite, pot să mai fac tangentele în punctele astea. Ca să simt mai bine cum se întoarce toată treaba. Și balconul se mai duce un pic după până pe aici, să zicem. Dacă trebuie să-l și scot în afară, asta fuge tot încoace. Cam așa ceva până pe aici. Mai fac două linii paralele cu astea. Paralele, adică fug la fel, ca să fac practic lățimea balconului. Așa ceva. Asta ar trebui să fie arc de cer până pe aici, pe undeva, de fapt. Deci, mai arc de cer, ca așa, și pe urmă doar o puțină parte care să e, cum se cheamă, rectilinie. Trei linii paralele cu asta. Aoleu, fițar paralele de râs. Hai să vedem. Așa ceva. Le mai dregem un pic. Iar partea asta plină, nu plină, goală, plină de hașură, dar goală, în sensul în care e geam acolo, vine până pe aici. E pe curb, nu, mai jos, e pe curb. O să bag un pic capul ca să pot să fac curba asta mai bine. Așa, și pe urmă un pic pe drept. Mai verific o dată așa, ochiometric, proporțiile, dacă sunt bune, parcă un pic am lăbărțat ăsta. Dacă îl mai fur de aici, îl mai îngustez un pic de aici. Și de aici. Și ar trebui să fie ok. Așa. Hai să-i dau niște hașură. Întâi mă folosesc de latul de mină. Îi dau un pic de highlight, cam poza aici. După care mă apuc și dau și o valorație. Așa ceva. Intradosul balconului este negricios. Ar fi bine aici să se vadă totuși bordura asta, cantul balconului un pic mai clar, mai clară că e bordura. Hai că e ceva mai clar. Ok, ce mai avem pe jos, pe aici, în afară de multă umbră? Trebuie să mă hotărăsc și cu umbrele astea cum le dau. Și o să le dau cam ca aici. Nu știu dacă o să dau umbră de pomi așa multe, cred că pe asta purtată o să mai micșorez, o să o fac mai uite așa ceva. Dar să văd și cu gemulețul ăsta de aici ce fac. Ăsta e cam pe la nivelul ăsta. Că nu vreau să se alinieze umbra la geam. Da? E de evitat să aveți coincidențe în general. Așa că mă mai gândesc ce fac cu umbra. Sugerez niște reflexii de vegetație.
fața ta de aici e cazul să o umbresc. Ah, enervant e să desenez așa, fără să-mi bag capul. Să-mi bag capul, nu să-mi bat capul. Nu, nu e de bună să le unesc aici, mai bine las fără hașură ca să se vadă mai clar că sunt desene separate. Of, ștersul ăsta. Șterge și plăcerea de desena. Nu doar grafitul. Nu știu, fac și eu ceva de genul. Ok, ce mai avem pe aici? Avem platforma asta din față, care e... Bine, colțul ar veni pe aici, s-ar duce, uite, așa. Pe urmă s-ar duce în partea aia. Și aici am avea alte detalii de... Cum se cheamă? De gardă. În care nu prea vreau să intru. Dar platforma e până pe, poate nu chiar atât de mare, cred că e un pic mai micuță, până pe aici, de fapt. Mai avem aici o zonă mai negricioasă. În fine, colțul casei, aici e ceva, o negrală de la următoarea casă. O să las, o să văd de fapt cum le racordez. Cam atât de dese sunt șprosurile aici. Hai să mai fac câteva și de-astea. Să se vadă totuși că e vorba de pătrate. Sau hai să, o să le fac pe toate, nu e așa mult de lucru. Deci ceva de genul. Ok, avem zona asta de ușă. Care e până aici. Balcon, adică umbra de la balcon, mai bine zis. Un alt avantaj la nu filma când desenezi e că poți să-ți întorci foaia încât să-ți vină mai bine pentru hașură, da, mă rog, hai. Că mai are aici un gemuleț. O să-mi permit să fac destul de negricioasă zona asta, pentru că este. Și dă contrast, deci rău nu face. Acum, hai să văd cu asta. O fac mai scurtă sau mai lungă, încă nu știu. O să fac totuși mai scurtă, o fac până pe aici, pe undeva. Deci, o să fie mai degrabă, uite așa ceva, umbra. Aici intrăm pe, cum se cheamă, pe platformă. Uite, dacă tot am dus cu ea prea mult așa, putem să facem o perspectivă de-asta, de după ploaie, care are reflexii. Vedeți cum ziceam că o gafă poate să devină un avantaj într-un final.
Așa, iar îmi bag capul un pic. Sper că nu prea mult. Ca să fac astea. Și aproape gata. Să mai verific o dată proporțiile. Bine. Am cam curbat eu asta, ar trebui să o fac un pic mai dreaptă așa. Și ca atare, ca să nu exagerez cu asta, mă mai duc și cu el așa un pic încoace. Ok. Și o să mă folosesc de latul de mină de aici ca să dau și astea un fond. Fond care n-ar strica să se... Ba, ar strica să se mai vadă și aici. Aglomerez prea mult. Asta o să șterg totuși măcar parțial. Ok. Aici pot să-i pun un copac. Sau pot să-i pun alte chestii. Uite, o variantă de a le separa poate este să intru cu niște crengi de prin plan aici. Maybe, maybe. Și în lateral pot să intru cu crengi. Hai să mai de la depărtare totuși. Îi trebuie niște detalii, că asta e foarte detaliat, asta e mare, dar nu prea arăt nimic pe ea. Și atunci cred că intervin cu elementele astea de copaci în prim plan. Poate mă folosesc de pomălău ăla care poate să răsare aici, deși prea o să fie în centru de semnele, să un pic cam enervat. Mă gândeam să mă ajute crengile astea. Na. Să-i dau niște detaliere în zona asta. Well, eu o să încep să desenez crengi și vedem ce iese. Aveți tutorial pentru... Adică cei care vin la lecție au tutorial de desenat copaci în prim plan. Puteți să îl consultați. A, pot să las mai transparent așa aici și gata. Și na, nici nu e nevoie să-i fac prea multe. Adică și ceva de genul ăsta poate să fie suficient. Ok. Hai să-i sugerez niște umbre pe fațada, aș putea face asta. Umbre tot așa de crengi. Nu neapărat de la copacul ăsta, dar de la copacii care pot exista în jur pe acolo. Acum, pe zona asta de prim plan, ziceam că avem... Da, intrarea de aici, nu știu ce tot felul de detalii de genul, pe care nu țin să le accentuez, dar pot să mă folosesc de griu ăsta de la parapet, ca să dau un fond pentru clădirea de jos. Și din nou, hai să mă mai de la depărtare cum arată toată treaba și nu arată prea rău. Ok. Ce vine să fac și poate chiar o să fac? O să dăm tezita mai omul aici. Un om de prim plan, da. Așa, cu spatele. Uite, vine cineva acasă. Are și eu geantă ceva. Hai să-i fac părul mai negricios. Și n-arată prea rău
cum l-am făcut chiar acum. Sugerez aici o mână și cred că asta ar cam fi. Mai trebuie semnătură, liniuțele de acolo. A, ia, poate îi mai măresc din contrast pe aici. Da, uite, pe aici trebuie să mai accentuez zona asta și uite cum prinde viață. Pe aici. Ok, mult mai bine. Zona asta o las mai deschisă așa, poate mai sugerez pe aici niște, cum se cheamă? Niște umbre de copaci care ar putea să existe, de așa. Să-i pun crenci aici, poate cam mult. Așa aici ar exista, dar nu trebuie să fie ca acolo. Da, poate e cam mult totuși. Hai că trebuie să te și oprești la un moment dat, altfel nu mai termin niciodată și mai mult strici. Deci, ziceam, gumă. Gumă pentru prima, adică asta. Bun, e împărțit la 4, deci e simplu. O să dau una fix pe centru. Stai să-mi fac un semn. Centru în perspectivă, care na, nu e chiar centru. Deci pe aici, pe undeva. Cred că încerc cu gumă normală. Nu de asta plastică, că e un pic mai agresivă și mai eficientă ca atare. Adică... Uite așa. Și ceva se vede acolo. Și mai fac una aici. Așa. Și încă una unde a rămas, adică aici. Ok. Hai să încerc și... Sunt doar două orizontale. Una aici, una aici. Împărțit la trei. Ok, hai să văd dacă îl pun încât să fugă cum trebuie, deci cam așa ceva. Și mai avem unul, nu fuge chiar cum trebuie, cam așa ceva. Hai că văd cum arată la sfârșit și în cel mai rău caz îl refac și aia. Tot desenul, da, la asta mă referam. Hai că n-arată prea rău, dar totuși, pentru că sunt eu obsesiv-compulsiv, o să încerc să-l drag un pic. Ok. Deci, cam așa. Din păcate lucește un pic, dar îi fac un scan și o să-l aveți în, în descriere. Și pe scan o să am și semnătura, nu ca aici. Sau poate nu, bai. Poate mai desenez ceva. Asta ar fi geanta, nu știu ce. Asta e la din spate. A, ziceam aici că am un, că aș avea un fond. Hai să-i dau un fond, să zicem așa. Puc. Să urmărească ce se întâmplă în zona asta. Mai reliefez și persoana respectivă un pic mai mult. Poate da și un picuț de hașură ca să accentuez mai bine ce se întâmplă. Și aici, uite, o să-mi permit să-i dau un fund destul de plin, că așa am eu chef, în principiu.
Și în principiu n-am avut cel mai inteligent chef. Pentru că îți umple prea mult desenul. Din păcate asta e o meteahnă mea de a tinde să umplu prea mult și să nu las suficient spațiu. Dar sper să mă dezvăț până mor. Ok. Deci asta era până aici. Și... se termină un pic ciudat aici, că mi se retează picioarele astea, așa că o să duc picioarele un pic mai jos. Să se înțeleagă despre ce e vorba un pic mai bine. Deci semnătură, ziceam, uite, ce mi-a trebuit. Pe aici am niște umbre, nu? Așa. Hai să mai accentuez și zona asta de umbră de la cornișă. Din nou, trebuie să mă potolesc până nu desenez prea mult. La de mină, cum am dat acolo, o să mai folosesc doar un picuț aici. Așa ceva. Și aici poate mai sugerez așa un pom sau vegetație ceva. Dar dacă vreau să am contrast, o să-i bag un pic de alb pe geam, că poate să se reflecte. Gros așa. Poate să se reflecte o zonă albă, ceva de vis-a-vis pe geam. Deci nu e ceva absurd. Aoleu. Asta e momentul ăla în care trebuie să accepti nivelul desenului și să treci mai bine mai departe. Dar uite că nu fac asta. Ok, poate și aici ar merge să continui asta și să am așa, da, nu e rău. Ceva de genul și ziceam o semnătură. Să nu uit că suntem în 2022. Mai e textul de la scala, fierare de scală să fie. Ia să-i mai dau eu un pic de hașură pe aici ca să pun accent și mai mult pe curbura clădirii. Așa. Și pe aici, pe undeva, scrie cinema scala. Yay. Și eu nu o să scriu chiar cinema scala, dar câteva litere îi dau aici. Să fie ci, nu, nu-l fac, mu-l fac. Mai bag și un a aici, că de ce nu? S, c, a. Hai că până la urmă am scris cam tot ce să mai... Hai, ce să zic. Ok, mai uniformizez un pic aici, să fie totuși o hașură ceva mai clară. Zici că e o mașină, Doamne Sfinte. Bun, cam așa, pe total. Jumătate de oră cu o oră și cel 15 minute, o oră și un sfert, cam așa, parcă a durat cam mult. Dar, ar fi durat mai puțin dacă nu explicam ce fac, dar tot n-ar fi fost un desen super rapid. Dar nu e nici foarte lent. Deci, din nou, găsiți link la scan în descrierea clipului. Hâști și hâști.